Hello vlog. 17 beri, fraților. Stai să ridicăm pe ăsta. Zici că e Pulp Fiction, baz. Am avut apă din scrumieră. Cine sare? Ăla e. O să ridea. Oh, bravo! Subscribe, comment, bla, da, bla, bla, bla. Salut și bine am găsit pe canalul meu, eu sunt Tea, Tea Bișan de la Cluj și astăzi o să facem partea a doua a vlogului din Egipt. Dacă nu ați văzut partea întâi, vă las linkul în descriere. Dar dacă nu vreți să o vedeți și vreți să vedeți numai pe asta, you do you. Dar merită să vă uitați la ambele. E ziua a patra și mergem cu barca. Asta la Băborneța mai a ajut. Întrebarea este care barca? Check out this boat. Golf, mam. E Isus pe barcă. Cum Pamela, vrei? Un pic de liniște, vă rog. Pune centura de siguranță cu plumbii. Ca la sală. Nu-i greu, că e pe sală. Look into the water. Yes. Super. Și eu la sală, deci nu a fost foarte greu. Ghiciți ce am în geantă? E chiar un baton de la Pamela Rice. S-a topit. Pamela Rice, I'm coming for you! S-a vărsat berea. Uite ce mamă franceză bogată. Tot o să lacun un cap. E o pisică de mare și amănătoată lângă ele, se pare că. Aci așa găsești cămile cum găsești câini. Înapoi la bus. Mamă, ce lebede ne-au așteptat în cameră, așa cu frunzulițe. Mergem în club, n-am mai mers în club, cred că de 2 ani. Noapte bună! Stai să-l ridicăm pe ăsta! Ua, și eu vreau! Și eu vreau! Stai că încă ridică pe ăsta! Ține așa, ține! Nu te mișcați în țară, eu o să mă scarp în 3 zile! Și mine să borăsc! Mai sughiți acum? Secunde! Dacă trebuie să filmezi, că ești foarte random.
bine. Nu-i handicapat, doar șurubiciorul. Eu nu zic că filmez pentru vlog. Hello vlog. Hi YouTube. I'm vlogging. Zici că a murit. Ce facem aici? Facem parastas. Bă, zici că e Pulp Fiction, bă, ați văzut Pulp Fiction. Bă, Bogdi, cred că ești tripat, că nu seamănă cu Pulp Fiction. Tu stai la un hotel. Nu, stă pe plajă, mare. Dorme, dorme, mare. Ca Aquaman. Totul gay. Nu știu, dar era cu... Mă se rupe surege că halva. Nu ne dai cârjele să mergem la hotel, că nu mai putem umbla. Mă doare. Eu i-am pus mâna pe chelie lui Chielo, deci sunt cel mai tare. Le-am mirosit transpirat. Eu vreau să bem și mâine. Maria, spune-le ce ai făcut. Am fost acolo din scrumieră. Din greșoară. Haideți să facem o poză din aia de grup. De părinți. Deci am băut 19 pe verde, dacă stai să calculeze, am pahar de la 200 de mililitri, am băut 3,8 litri de bere. Și te miri că ești mort. Se ține de balustradă. Și să scap din mână cârma și lopețile să-mi scape. M-am trezit după încă o noapte nebună, nu mai am nici voce și nu mai pot să-mi întorc capul bine. Nu doriți să donați niște bani la cutia milei? Domnul camerist tot ridică nivelul, frate, deci nu numai că mi-a făcut o lebădă, dar i-a pus și pantalonii mei. Și ce cu aranjamentul ăsta de perne, Doamne Dumnezeule! Am să profit de acest slow motion cu mine ca să vă zic un fun fact. În Egipt, școala de șofer durează doar 3 zile pentru că învață doar să dea în față și în spate, dar fiindcă în Egipt nu există semne de circulație și nici stopuri și merg așa, după cum cred ei, atâta timp când nu fac accident e ok. Astă seară mergem la restaurantul mexican. Arriba! Ia cum arată masa, că nu mai încape mâncarea. Arriba! Pentru că toate lucrurile bune vin câte trei. Săptămâna următoare urmează partea a treia. Iar acum vă las cu un sfârșit ca în High School Musical 2. Dacă tot e o trilogie. Și cum acesta a fost vlogul, nu uitați să dați like, subscribe și comentarii, să-mi dați follow pe Instagram. Nu pe Facebook, pentru că este pentru boomeri. Și v-am pupat. Nu uitați în fiecare marți. Bye! Subscribe, comment, bla, da, bla, bla, bla.